în cadouri intră mult mai multe. Cu unii s-ar putea să avem reticență la limbajul ăsta de iubire și să spunem că nu ne pricepem să-l facem cadou, că parcă nu cunoaștem persoana, că parcă nu știm cum să alegem, dar este dincolo de a cumpăra ceva pentru cineva. În rezervorul meu emoțional, când tu pui un cadou, pentru mine se simtea plin și asta mă face fericită. Și ai să vezi lucrul ăsta. Dacă eu am limbajul ăsta de iubire, cadourile, o să îi dau copilului meu interior prima oară tot ceea ce mi-a lipsit sau n-am primit când eram copil. E un exercițiu pe care eu îl fac cu mine. Irina, ce vrei să-ți cumpărați? Ce ți-ar plăcea? Și uneori îmi plac lucruri mai scumpe, alteori îmi plac lucruri mai puțin scumpe, pe care mi le cumpăr, dar știu în mod conștient cui le dau. Și femeii care sunt și fetiții mele interioare care a tânjit la un moment dat după anumite lucruri. Și mă bucur de ele. Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim cuiva este trupul nostru, ființa noastră, prezența noastră. Ăla este cel mai frumos cadou. Nu există cadou mai frumos decât asta. Și cred că, de fapt, asta ar fi nevoie să interiorizăm ca limbaj de iubire atunci când vorbim despre cadouri. Cât de fain suntem noi ca și cadou. Salutare tuturor! A trecut Moș Nicolae, Moș Crăciun, a trecut și iepurașul, dar a venit vremea cadourilor. Astăzi vorbim despre al treilea limbaj de iubire, vorbim despre cadouri.